Orizont TV a contestat în judecată decizia Comisiei pentru situații excepționale prin care a fost suspendată licența de emisie pe perioada stării de urgență. Avocatul canalului nostru, Natalia Bairam, a depus cererea de chemare în judecată la judecătoria Râșcani. În ceea ce privește hotărârea CSE, afirmă că este contrară tuturor normelor Uniunii Europene, la care Moldova tinde să fie parte. Considerăm dispoziția de ieri a Comisiei situații excepționale ca fiind una absolut abuzivă, ilegală, care contravine atât Constituției, legilor naționale, prevederilor codului audiovizualului, cât și normelor și tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte. Toate acestea se întâmplă în contextul când în Uniunea Europeană a fost adoptată o lege, Media Act, care deci reglementează și asigură garanții pentru presa liberă, pentru jurnaliști și le garantează dreptul la libera exprimare și la libertatea de opinie. În Moldova însă, contrar normelor și legilor Uniunii Europene, asta chiar dacă suntem țară candidat la Uniunea Europeană, chiar dacă pretindem să fim asociați în familia mare a Uniunii Europene, deci nu știu de ce, dar Republica Moldova a decis să nu respecte chiar normele Uniunii Europene. Totodată, avocatul declară că decizia Comisiei pentru situații excepționale încalcă mai multe drepturi. Noi calificăm dispoziția de ieri ca o instaurare a cenzurii față de jurnaliști, față de toți cei care au dreptul să își expună liber opinia. Pe de altă parte, această dispoziție încalcă și drepturile cetățenilor de a fi informați din mai multe surse. Și să decide ei singuri care sursă le este cea mai apropiată convingerilor lor, valorilor proprii. În plus, spune Natalia Bairam, Comisia pentru situații excepționale a asistat emisia Orizont TV fără să aibă vreun motiv ce să corespundă argumentelor invocate, unul dintre care este promovarea campaniilor de dezinformare. Consiliul Audiovizual niciodată nu a sancționat aceste posturi TV pentru dezinformări. Eu nici nu înțeleg, eu ca avocat nu înțeleg care a fost temeiul de a suspenda licența. Și postul de televiziune ITV a contestat în instanță decizia de ieri a CSE, pe care, la fel ca Orizont TV, o consideră ilegală. Serviciul de informații și securitate a cerut Comisiei pentru situații excepționale să suspende licențele de emisie a 6 posturi TV pe motiv că, prin intermediul acestora, Federația Rusă ar încerca să influențeze alegerile locale din Republica Moldova. Postul nostru de televiziune consideră aceste acuzații neîntemeiate. În plus, Orizont TV nu a admis încălcări care, potrivit legislației, ar fi putut duce la suspendarea licenței de emisie. Amintim că în 16 decembrie anul trecut, Comisia pentru situații excepționale a suspendat licențele de difuzare a 6 posturi TV, primul în Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV, TV6 și Orhei TV. Postul nostru a atacat hotărârea în instanță, iar în data de 2 noiembrie la judecătoria Râșcani urmează să aibă loc judecarea în fond a cauzei. Am contestat în judecată și timp de 9 luni. Instanțele de judecată au făcut un ping-pong așa între ele, determinând cine este competent să soluționeze cauza. La precedenta ședință de judecată, reprezentanții guvernului și cei ai CSE nu s-au prezentat, dar purtătorul de cuvânt al executivului, Daniel Vodă, ne-a spus că va verifica detaliile și va reveni cu un mesaj ulterior, lucru ce nu s-a mai întâmplat.